Primăvara aduce noutăți și la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Expoziția Lapidarium și-a redeschis recent porțile. Aflată în curtea exterioară din spatele Palatului Magna Curia, locația adăpostește piese valoroase care vorbesc despre cultura și istoria noastră și care sunt gata să-și spună poveștile. Expoziția Lapidarium este o impresionantă colecție de piese din piatră din patrimoniul muzeului. Sunt descoperiri importante de pe teritoriul județului, unele datate în preistorie, altele în epoca dacică sau în perioada romană. Cei care vor ajunge la Lapidarium vor afla poveștile pieselor expuse. De la 1 martie a fost redeschis Lapidarium, aflat în spatele Muzeului Magna Curia, în curtea exterioară, o expoziție ce a fost reorganizată și reamenajată începând cu anul trecut. Putem să vă prezentăm iarăși toate monumentele de piatră aflate în colecția patrimoniului Muzeului Civilizației, datate din perioada preistoriei, perioada dacică și perioada romană. Avem de povestit despre menhirii aflați în prima sală, apoi despre fragmente din zidurile de piatră ale cetății Sarmizege Tuzaregia și foarte multe monumente din siturile romane, începând cu inscripții, pietre funerare, monumente dedicate zeilor, altare, votive și inclusiv expoziția dedicată statuilor romane din întreaga provincie Dacia Romană. La muzeu sunt organizate și evenimente pentru tineri. 7 martie, începând cu ora 12, elevii Liceului de Arte Sigismund Toduță sunt așteptați la Povestea Eternului Feminin, un mic eveniment dedicat istoriei femeii din cele mai vechi timpuri până astăzi, iar la final vor putea să vizioneze clipul lui Venus de Murani, cea mai cunoscută și mai importantă doamnă a castelului Magna Curia, ce a trăit aici acum câteva sute de ani, secolul XVII. Expoziția Lapidarium, împreună cu celelalte expoziții aflate în Palatul Magna Curia, pot fi vizitate de marți până duminică inclusiv.